Hei, ca și noutate, Deni a intrat în clasament. Sincer, mă întrebam de foarte mult timp de ce nu există Deni în clasament, pentru că fata asta chiar mi se pare o fată foarte ok, din toate punctele de vedere. Pare că astăzi a fost pentru prima oară că a intrat în clasament, sper să-i mențineți acolo. A căzut Viorel, în schimb, ce să facem aia e. În schimb, Cosmin locul întâi și am văzut o mândrie la doamna Adriana, ce n-am mai văzut așa ceva, sincer. Ar fi trebuit să-și dorească orice altceva decât rahatul ăsta de loc în clasament. Dar na. Vreau să vă anunț că în noaptea aceasta pleacă un city break un cuplu, iar mâine dimineață cel de-al doilea cuplu. Încă nu s-a anunțat cine și unde pleacă, dar Miruna, Cosmin, Inga și Andrei, știți că este rândul lor. Știți că au plecat trei băieți împreună cu mamele lor după inele și aceia au fost Alex, Cosmin și Andrei. Una viitoare vor pleca în city break următoarele trei cupluri, adică Deni, Viorel, Gabriela, Valentin și Paul cu Roxana. O seară minunată vă doresc, să nu uitați că pleacă Ada acasă.